Salutare, dragilor! Haideți să vă arăt ceva. Deci așa ceva în septembrie și uitați aici, am înflorit părul. Cred că la novembrie. Uitați-vă! Deci așa ceva, asta este ceva inedit. Deci spuneți-mi dacă și vă înflorit perii în grădină. Deci așa ceva ce am găsit aici. Ia uitați, pom înflorit. Suntem în septembrie. Și părutul nostru a înflorit. Deci așa, chiar dacă sunt pere târzii, deci cum le-a înflorit acum? Deci clima asta, ia uitați aici. Deci așa ceva. Spuneți-mi dacă vi s-a întâmplat și vouă să vă înflorească timpul ăsta părul, măi. Ia uitați ce păr avem aici. Ăștia sunt perele. Dar nu înțeleg de ce a înflorit acum. Da, schimb de... Asta este piersicul și aici este păruțul nostru care în fiecare an ne dă roadă și ne mulțumește fără să prea muncim el prea mult. E plin de pere, plin de pere, Doamne! Nu sunt așa de multe ca anul trecut, dar sunt mult mai mari decât anul trecut, așa că, dragilor, o să iau o pară de pe jos. Hai, de mine ce avem aici, uitați-o aici. Uitați-o de aici, că nu-mi încape în mână para asta. Aici, ce mare e, e pe jos. Asta cred că deja se poate mânca. Vai, dar ce frumos e para asta. Uitați-o cât este de mare. Deci, pe bune. Da, perele sunt foarte mari, sunt mai puține ca în trecut. Sunt mari și sunt bune. Deci, da, este bine. Grădina arată bine. Doamne ajută-mă, a fost ceva secetășe aici, dar... O ploată, săptămâna trecută o ploa foarte tare, a fost o furtună de nedescris ca și la Amazon. O să-și revină. Doamne ajută mai bine. Doamne ajută, atâta timp cât avem și grădinuța și pământul ne dă roade, înseamnă că Dumnezeu ne iubește. Sănătate numai bine. Cum spun de fiecare dată, vă rog din suflet o distribuire, o abonare și un comentariu. Dacă și vă înflori piesici și vă înflorit perii în timpul ăsta, în septembrie, Doamne ajută mai bine. Mulțumesc din suflet tuturor. Ciao, ciao!